Bună ziua, dragi copii, și bun venit la lecția de biologie! Sunt Mihaela de la Șandor și astăzi vă voi explica transportul gazelor respiratorii. Respirația, o funcție esențială a oricărui organism viu, realizează aportul de oxigen din aerul atmosferic până la nivel celular, în paralel cu eliminarea în atmosferă a dioxidului de carbon rezultat din activitatea celulară. Această funcție complexă, respirația, se realizează cu participarea unor sisteme strâns corelate și într-o strictă succesiune. Etapa pulmonară a respirației este realizată de sistemul respirator, în timp ce etapa de transport a gazelor respiratorii este realizată de către sânge, componentă al sistemului circulator. Împreună, aceste sisteme permit producerea de energie la nivel celular. Plămânii asigură un permanent schimb de gaze respiratorii între aerul alveolar și gazele dizolvate în sângele venos, numit și neoxigenat, ce ajunge la acest nivel prin vasele capilare. În cadrul acestui schimb, oxigenul trece din aerul alveolar în sângele venos, iar dioxidul de carbon, aflat în exces în sângele venos, trece în aerul alveolar. Schimbul de gaze respiratorii se realizează la nivelul membranei alveolo-capilare prin procesul de difuziune. În sânge, gazele respiratorii sunt transportate sub diferite forme. Oxigenul este transportat în sânge sub două forme: dizolvat în plasmă într-un procent de 1,5%, deci iată, într-o cantitate mică, dar această formă de transport are un rol funcțional deosebit de important, asigurând preluarea oxigenului din aerul alveolar de către hemoglobina din hematii și apoi eliberarea acestuia la nivel celular. Forma principală de transport a oxigenului este cea legată de hemoglobina din globulele roșii. Hemoglobina este o proteină, un pigment de culoare roșie, alcătuit din 4 lanțuri lungi, 2 alfa și 2 beta. Fiecare lanț al moleculei de hemoglobină este atașat unei grupări hem, ce conține un atom de fier. Molecula de oxigen se leagă slab de ionul de fier din porțiunea hem a moleculei de hemoglobină pentru a forma oxihemoglobina. Deoarece o moleculă de hemoglobină are 4 grupări hem, ea poate transporta 4 molecule de oxigen. Reținem faptul că oxigenul circulă prin sânge dinspre plămâni spre țesuturi, iar forma principală de transport a oxigenului este cea legată de hemoglobină, sub formă de oxihemoglobină. Dioxidul de carbon, format la nivelul țesuturilor, este transportat prin sânge în diferite moduri. Dizolvat în plasmă, 5%. Legat de hemoglobină, 5%, dar să avem grijă nu la nivelul grupărilor hem, ci la nivelul unor grupări terminale ale lanțurilor proteice ale hemoglobinei. Combinația dintre dioxidul de carbon și hemoglobină se numește carb-aminohemoglobină. Totuși, principala formă de transport a dioxidului de carbon este cea plasmatică sub formă de bicarbonat. Astfel, circulă 90% din dioxidul de carbon rezultat din activitatea celulară. Și, să avem grijă, dioxidul de carbon circulă în sens opus față de oxigen, și anume dinspre țesuturi spre plămâni.